Vineri 3 decembrie, întregul colectiv al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Sever, instituție aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș, a fost în mare sărbătoare. Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a fost aniversată cu mare bucurie. În mijlocul copiilor din cadrul complexului s-au aflat reprezentanții Consiliului Județean Călăraș în frunte cu vicepreședintele Mihăiță Beștea, primarul municipiului Călăraș Marius Dulce, alături de consilierii locali, dar și conducerea DGASPC, reprezentată de directorul Daniela Arbagic. Copiii îndrumați cu atentă preocupare de către educatori au prezentat Carnavalul Copiilor Speciali. Fetițele costumate în prințese și băieții îmbrăcați de sărbătoare au transmis prin cântece și versuri emoție și bucurie celor prezenți. La carnaval să vă distrați! Copiii din centrul nostru s-au pregătit și au învățat, costume frumoase au îmbrăcat. Thank you.
Mulțumim tare mult pentru răbdarea care a fost și pentru răspuns, pentru pasiune și pentru...